Bună seara, dragii mei! Mă bucur tare mult că după nu știu câți ani erai tu mare ceva pe la cultură, acum câți ani? 15 ani? E cam greu să ne amintim toate. Erai așa ceva important pe la cultură când am venit și am făcut o emisiune cu tine. Este vorba, stimați telespectatori, de domnul conferențiar universitar, doctor Cristian Alexandru Petrescu. Dar chestia asta cu conferențial universitar doctor mă lasă mai rece, pentru că sunt mulți conferențial universitar doctor acum. Ceea ce nu mă lasă rece este activitatea de compozitor, de dirijor, de compozitor în primul rând, și chiar de interpret a domnului profesor Cristian Alexandru Petrescu, în casa căruia mă aflu acum cu mare drag. Mi-aduce aminte de anii tinereții, ce ani frumoși, ani în care ne înghesuiam la Ateneu să putem să intrăm la un concert, mai ții minte, Cristi? Da. Și așa mai departe. Bună seara, bine te-am bună găsit. Bună seara și la telespectatorii voștri. Spune-mi, te rog, te-am prezentat frumos? Adică m-ai prezentat foarte frumos. Te-am prezentat foarte frumos, da. Și am spus că, de fapt, ce căutai tu acolo la cultură? Că erai ceva secretar, nu știu ce erai pe la Ministerul Culturii. La asta pe 90 și ceva era. 95, dar au fost vreo... Nu, mai devreme, 91-92, era pe la început și era după Revoluție. Emanația aia a celor de mai de jos, care nu făcuseră parte din nomenclatură. Ce să-ți povestesc? Ce vreau să spun este că atunci am avut o tresărire așa bună când am văzut că domnul l-au ales pe Cristi Petrescu să fie, să reprezinte ceva acolo, la Ministerul Culturii. Asta înseamnă că, într-adevăr, oamenii aleargă după oameni de valoare. Păi era Pleșu ministru. Era ministru, vremea. Era Pleșu, da. Și chiar toată pleiada care era acolo, da. Era de oameni superiori. Asta apropo de Nietzsche, știi, omul superior. Da. Dar după aia s-a mai diluat așa toată atmosfera, nu? Au mai lăsat o moartă, cum să spunem. Da. De sfârșit, chestiunile culturale nu se rezolvă la minister. Chestiunile culturale se rezolvă... Uite, acasă aici, unde e pianul ăsta al tău. Da, și fiecare în parte, și fiecare artist în parte își rezolvă problemele culturale și le prezintă. Ministerul doar coordonează niște acțiuni generale de natură, știu eu, națională, care privesc întreaga națiune. Nu... Este foarte adevărat, însă contează foarte mult și cine coordonează aceste activități care privesc, poftim, problemele națiunii, da, contează. Din punct de vedere cultural. Sigur, nu? contează. Pentru că vedem atâtea chiciuri care sunt trecute drept lucruri de artă. Uite-te la televizoare și vezi și tu ce apare, că te îngrozește ideea. Mi-a plăcut acum câteva seri un domn, nu dau numele televiziunii, că n-am voie să fac concurență singură. Spuneți că, domnule, apar atâtea individe care, cel puțin, pe vremea cealaltă, cel mult ajungeau și ele niște vânzătoare la cofetărie. Și e drept. Acum sunt la nivel de mari vedete. Este trist ce se întâmplă, nu? Da, dar măcar la nivel de vânzătoare de cofetărie aveau șansa de a fi niște artiste în vânzare. Prăjiturile erau mai bune. Erau mai bune. Pentru că erau frumos prezentate. Dar și-au imaginat probabil că dincolo de acest șarm, nu? Poate să mai existe și altceva. E, din păcate, nu întotdeauna. Nu întotdeauna și din ce mai gravă este situația. Dar mă rog, nu despre asta am venit să vorbim despre tine, pentru că tu te-ai făcut compozitor și, știi, te-ai făcut compozitor, dirijor, ai compus lucruri foarte interesante, dar tu puteai să faci orice, pentru că mi-aduc aminte când ai cântat odată concertul numărul 4 de Mozart, la vioară l-ai cântat, cinciul l-ai cântat? Da. La majorul. La majorul. Tam, 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 ce frumos concert, da, și l-ai cântat superb, după care... Ai cântat și la pian, știu că cântai și la pian, deci puteai să faci orice în muzică, sau aproape orice, nu? Da, nu știu, chestiile astea țin de un anumit impuls pe care fiecare dintre noi îl avem și care ne călăuzesc pașii către un anumit drum. Avem de ales între stânga, dreapta, înainte și înapoi, în momentul... Doamne ferește, dar de foarte multe ori ni se întâmplă să, ca în momentul în care alegem un anumit lucru, o voce interioară să spune asta.
Așa ți s-a întâmplat ieri? Da, pentru că de foarte multe ori te poți lovi, știu eu, în dorința ta de opoziția altora. Și dacă tu reușești să-ți impui punctul de vedere, asta este pentru că ceva din tine te ghidează către acel drum. Păi tu ai dat examen la conservator într-o perioadă în care compoziția, muzicologie ai făcut tu Nu, sau nu? L-ai compoziție. făcut, la compoziție se intra îngrozitor de greu, foarte greu, nu ca acum unde am auzit că se intră foarte ușor și se intră foarte ușor acum. Nu știu dacă se intră foarte ușor. Mai există Până acea la urmă, concurență cumplită care exista pe da, nu vremea știu dacă e ceva cumplit, ta? dar în orice caz există o selecție care se face și, Depinde din ce se în face primul rând, selecția. da, în primul rând selecția o face fiecare în momentul în care decide să dea examen. Până la urmă, la ora actuală, în domeniul artei nu, sau domeniul artei nu reprezintă o sursă de câștig extraordinară. Și dacă n-ai o pasiune în tine, dacă n-ai o atracție deosebită care să-ți umple zilele și căutările, este foarte greu să te gândești ca să faci o meserie în domeniul artei. Păi, Sunt categoric. puțini cei care reușesc să aibă câștig deosebit în acest domeniu, cel puțin la ora actuală. Ei, se mai schimbă vremurile. Vreau să spun că tu te-ai impus încă din facultate, ca un om care promiți foarte mult, mă refer la lucrările tale, foarte mulți foști studenți de-ai tăi. Și de ce râd? Pentru că mi-aduc aminte un fost student al tău și el un profesor foarte bun de muzică de altfel, Ștefan Popescu. Ștefan Popescu, care e focșenean, m-a rugat într-o seară să te chem la telefon, să te rog ceva în legătură cu o studentă, cât de bun prieteni suntem noi, că ne cunoaștem de o viață și chiar că suntem foarte buni prietenioși, cu tine vorbesc. Da. Aproape că mi-ai închis telefonul, a spus, ia lasă-mă în pace pe mine, la mine nu vine nimeni cu chestii de genul ăsta. Deci, mai ales Cupile. cu pile. Chiar vreau să pun o pilă, dar nu, aproape că mi-a închis telefonul, da? Deci, asta, da, pe de altă parte, asta mi-a plăcut foarte mult. Am zis, Doamne, mai există oameni în țara românească care te pun la punct imediat când e vorba de așa ceva. Acum, într-o perioadă în care se umblă cu chestii de astea, îți vine să plângi, cum au unii lucrări de doctorat pe perete, ea nu știu să scrie corect românește, dar cu bani, cu pile, și au și examenele de doctorat. Ei, astea sunt cazuri rare, nu e chiar așa de. De grav. Nu e chiar așa. Dramatizez Nu eu. e, nu e. Da, bine, sigur că este greu de spus așa ceva. Până la urmă, sigur că a existat o perioadă în care lumea a fost foarte preocupată de a continua studiile universitare, dat fiindcă acum studiile universitare, ciclul universitar s-a schimbat, sunt trei perioade, sunt trei cicluri. Deci anume este perioada de licență, aproximativ 3 ani, pentru că sunt unele facultăți unde se fac 4 ani, după care urmează perioada de masterat, ceea ce reprezintă cam 2 ani, și apoi perioada de doctorat. Sigur, care, dacă vrei, acest ciclu are o formă piramidală, nu? Adică la licență intră mai mulți, la masterat mai puțin și la doctorat și mai puțin. Așa trebuie să fie. La conservator Da. sunt sigur că este așa, că Da, și nu e greu atunci să. există pentru fiecare ciclu din acesta, există un anumit examen de admitere care presupune ocuparea unor locuri care sunt din ce în ce mai puține, plecând de la baza licență spre vârful doctorat. Doctorat. Spune, te rog, vrei să spui ceva? Nu, 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 nu. Spune-te, la ora actuală la conservator unde tu predai, de fapt numai la conservator predai, da? Da. Numai la Acum conservator. nu mai zice conservator, Îi îi spune. zice Universitatea Națională de Muzică din București, Deci la universitate. ridicată instituția la rang universitar, Universitar. este o formă de a recunoaște, să zicem, calitățile tipului de învățământ care se practică, dar în același timp și de a face o diferență, pentru că suntem în Europa și trebuie să. Și asta ne ocupă tot timpul. Da, așa cum trenurile s-au schimbat de la personal la, cum îi zice, Rapid sau nu, 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 altfel, nu, or, nu, nu știu. Nu. regio, de Regio, la da. personal la regio, așa, Așa. și noi trebuie să facem diferența între conservatorul care în Occident înseamnă un fel de școală de muzică, deci nu are un rang universitar, la Paris se numește Conservatorul Superior Național de Muzică.
Deci are o titulatură care să-l diferențieze, sau în Germania sunt Hochschule, deci școală înaltă, nu e conservator. Și atunci, pe plan european și mondial, trebuie să facă o diferență între o școală de muzică care continuă și la noi să numească ca atare, nu se numesc conservatoare. Nu? Școlile de muzică ce mai există în România, fie că sunt de 8 ani, fie că sunt licee de muzică de 12 ani, nu poartă titlul de conservator, pentru că se practică atât învățământul muzical, cât și învățământul general. Și atunci, sigur că nu are, ar fi trebuit să fie fără învățământul general. Și din cauza asta, conservatorul a devenit pe rând Academie Națională de Muzică, apoi Universitatea Națională de Muzică, tocmai pentru a marca rangul superior al acestui tip de învățământ. Spune-mi, Cristi, muzica românească, care, mă rog, altădată, e suficient să spun Enescu și am spus tot, pentru că se cântă în lume, în toată lumea, dar muzica românească actuală, muzica românească modernă, cum este privită în străinătate? Pe mine mă interesează foarte mult imaginea noastră în străinătate, din punctul ăsta de vedere, că tu ai umblat mult prin străinătate și ai și prezentat lucrări, după câte știu eu, ți s-au cântat lucrări. În Occident există un public care s-a specializat în a asculta muzică contemporană. Există o anumită experiență atât a compozitorilor cât și a publicului vis-a-vis de această muzică contemporană. La noi această experiență este mult redusă, din păcate, dar este normal să fie într-o țară în care contactul cu Occidentul s-a făcut de-abia la 1800 și ceva. A trebuit să treacă un timp destul de îndelungat pentru ca, în primul rând, lucrările de tipul celor scrise la vremea respectivă să aibă o anumită deschidere către publicul românesc. De aceea, publicul românesc s-a obișnuit mai degrabă cu muzica romantică și clasică, și mai puțin cu Muzica muzica, de pop. exemplu, de dinainte de clasicism, muzica preclasică, care la ora actuală este foarte în vogă în Occident, pentru că s-au redescoperit anumite lucrări scrise înainte de 1700 și care au o anumită relevanță din punctul de vedere al valorii acelei muzici. Deci, revenind, publicul românesc s-a obișnuit mai degrabă cu muzica scrisă în perioada clasică și romantică. După care a existat o acceptare din ce în ce mai evidentă a muzicilor de la începutul secolului 20. Mă gândesc acum la faptul că, de exemplu, când mergeam la Ateneu, pe vremea respectivă și se cânta Marea de Debussy, de exemplu, Da. A fost publicul, destul de greu primit, așa da, este, publicul da. ieșea din sală, nu mai vorbesc Da. de Stravinsky. Da, categoric, da. E, lucrurile s-au schimbat radical la ora actuală. Publicul nu mai iese din sală când se cântă Stravinsky și Marea de Debussy sau alte lucrări în perioada respectivă, pentru că deja există o anumită obișnuință. Ori această situație a obișnuinței este extrem de importantă, pentru că memoria este un factor decisiv în acceptarea și în trăirea efectivă a momentului muzical în care se petrece la un moment dat pe scenă. E, din punctul ăsta de vedere, sigur că muzica scrisă după anii 50 pentru publicul românesc mai are de așteptat. Mai are de Încă mai are de așteptat, așteptat, da, așa pentru este. că e o chestiune care ține de obișnuință, deci de memorie. Noi am spune în general de educație. De educație asta înseamnă până la urmă o introducere a datelor în memorie și după aceea recunoașterea lor. Ori lucrul acesta se petrece destul de anevoios,
mai ales la ora actuală când există există posibilitatea de a avea informații și de a avea un evantai destul de larg de creații muzicale de toate tipurile. Nu mă gândesc numai la cea de tip clasic, ci toate muzicile de divertisment care sunt extrem de prezente și atunci în fața unui asemenea bombardament, sigur că lumea începe să-și pune problema ce aleg. E, aici este o chestiune care ține de psihologie, pentru că, în primul rând, psihologia Și este de extrem cultură, Cristi. și de cultură, De dar cultură, pentru că de nu nevoie, de de nevoie. nevoie. Sunt oameni care pot să aibă 50 de ani și să nu poată trăi fără a asculta un anumit tip de muzică. N-am să dau un exemplu, ci am să mă refer la un anumit tip de muzică care are un anumit grad de tensiune Da. și alții care sunt la vârsta adolescenței, care trăiesc într-un mediu foarte intens, să nu spun intens, într-un mediu tensionat, într-un mediu violent câteodată, și care, deși se simt atrași de acest mediu, pentru că acest mediu reprezintă vârsta lor, Din totuși, păcate, din nu, păcate, că dar și eu asta am o este. vârstă a lor, dar nu trăiam într-un mediu Nu, așa de nu, pe tocmai asta tensionat și vreau să da, spun, da. deși reprezintă vârsta lor, deși reprezintă lumea cu care trebuie să se asocieze, pentru că instinctiv își dau seama de acest lucru, există la o serie întreagă din acești oameni tendința de a se retrage către altceva. Și acest altceva poate să-l reprezinte, din punct de vedere muzical, să spunem, o muzică mai puțin tensionată, mai echilibrată în ceea ce privește în privința extremelor. Extremele sunt mult mai aduse spre centru. Și asta, de altfel, acest subiect eu l-am dezvoltat în lucrarea mea de doctorat, care după care am prezentat sub forma unor cărți. E vorba de tensionalitatea muzicală. Sunt două volume Au apărut? care au Le apărut. ai aici acasă? Ți Am le-am, aici atenționalitatea da, modurilor, da, sigur, da, apărute în sigur. editura muzicală și în care dezbat aceste probleme ale discursului muzical, care poate să fie mai mult sau mai puțin tensionat, căutând să găsesc mijloacele tehnice prin care această tensionalitate se exprimă. În fond, un discurs muzical este ca o dramă, ca o viață a unui om în care are diferite evenimente și aceste evenimente se succed. Ele se succed și sunt mai tensionate sau mai puțin tensionate. Tensionalitatea reprezintă tocmai această succesiune de evenimente încărcate de tensiune sau evenimente mai relaxate într-un discurs muzical, care reprezintă o imagine, până la urmă, a însăși vieții noastre. Păi dacă la un moment dat mă uitam aici un pic cât am răsfoit, spuneai că trăirea muzicală a celui ce se manifestă sonor. Asta am vrut să citesc, a celui Da. care se manifestă sonor. De aici putem să plecăm pe o mulțime de drumuri, Da, sigur că da. pentru că și cei care se manifestă sonor, adică cei care creează muzică și care se manifestă și ei conform sufletului lor și al Da, psihicului lor și bineînțeles. a timpurilor în care trăiesc, pentru că muzica și muzica reflectă o anumită dezvoltare a societății. Bineînțeles, Așa că, sigur, sigur. tocmai asta este ideea. Că, de exemplu, un interpret care cântă la un instrument parcurge niște etape unde, în primul rând, sunt etapele tehnice, care învață cum se ține instrumentul, cum se cântă la instrument, învață notele, învață cum se articuleze notele respective, învață după aceea cum să se asocieze, intensitățile în discursul muzical respectiv. După aceea trece mai departe și vede că aceste intensități și că aceste relații dintre sunetele pe care le-a învățat încep să aibă o anumită simbolistică.
încep să reprezinte ceva pentru sufletul omenesc. Și până la urmă, interpretul ajunge să dea la o parte toate aceste elemente tehnice și să exprime o anumită stare de suflet. E, aici se întâlnește interpretul cu publicul. Se întâlnesc în această stare care este comună. În momentul în care interpretul iese pe scenă și publicul este în sală, vibrațiile sonore sunt cele care creează o lume mirifică comună în care cei doi se regăsesc și nu mai știu care e unul și care e celălalt. Bun, și interpretul, pentru că să se facă deosebire odată pentru totdeauna, este unul care cântă și unul care interpretează. Mă refer, eu știu cum ai interpretat tu pe Mozart, concertul numărul 5. Exact ca un om care învață o limbă străină, care stă toată ziua cu creionul în mână și cu așa și când momentul în care întreabă pe cineva ceva, se gândește, aoleu, aici am făcut dezacord, aici am zis bine. Ei, și la muzică e la fel. Sigur. Poți să spui că devii deja un interpret sau, mă rog, un muzician bun în momentul în care nu te mai gândești la relațiile dintre note, la pur și simplu totul este pornit în suflet și treaba asta cu gramatica dispare, știi? Pentru că e ca și cum, exact cum spuneai, ca și cum ai învăța limba străină și ai face... Sigur, da, uiți la capul, știi? Și alta este când deja o vorbești fluent și nu te mai gândești, deja ai trecut dincolo de, și te gândești la ceea ce vrei să spui, la ideile pe care vrei să le spui și care au o anumită, presupun că jonglezi cu tehnicul. Cu aspectul tehnic gramatical. Practic, muzica este o formă de o comunicare foarte interesantă, foarte profundă. E așa o chestie selectă de tot, știi, ca să poți să comunici cu cineva prin muzică. E un lucru prin muzica adevărată, vreau să spun. Că tu acum ai să-mi spui cum adică muzica adevărată. Știi ce înțeleg prin muzica adevărată? Te rog, spun, vrei să mă... Da, nu vreau. Vreau să spun că, în general, datorită faptului, și aici este foarte ciudat, datorită faptului că sunetul nu există, în schimb culoarea sau pictura există, în schimb arhitectura unei clădiri există și așa palpabil, mai departe, da, e palpabil, sunetul nu există pentru că el reprezintă o vibrație care se transformă, se decodifică la nivelul creierului în senzație sonoră. Sunetul există ca senzație. Toată lumea când ascultă muzică trăiește de fapt în interiorul ființei. Sigur. Trăiește acele evenimente. Și atunci din cauza aceasta până la urmă muzica reprezintă discursul muzical reprezintă o esență a trăirilor sufletești. Care se desfășoară și care sunt definite prin discursul muzical, prin fragmentele muzicale respective și care, nu, sigur că nu-și găsesc o concretețe exterioară. Ele își pot găsi concretețea într-un tablou, își pot găsi concretețea într-o clădire frumos construită, într-o piesă de teatru, într-o succesiune de evenimente, dar din punct de vedere sonor, acele lucruri care se petrec în pictură, în teatru, în balet, în arhitectură și mai departe, din punct de vedere sonor, ele se regăsesc în esență în mintea noastră. Da, pentru că de foarte multe ori știi că vezi un cântăreț, un violonist mare, un pianist mare care tremură înainte de a ieși pe scenă și la urmă spun, dat, a cântat frumos ăsta, dar acum 3 săptămâni l-am auzit, a cântat mai bine totuși, ce a fost cu el? Nu? Apropo de a interpreta ceva, starea psihică te influențează fantastic. Da, și starea psihică, acum sigur că e starea psihică atât a celui care cântă, sigur, să zicem, și a celui care, și a celui ascultă. Care ascultă. Că poți să ai impresia, astăzi tu ești mai obosit și-l asculți pe X care cântă și vecinul tău de ascultare îl ascultă pe același X și zice, vai, dar este excepțional și tu poți să spui, da, nu. N-a fost chiar așa grozav. Ei, dar se întâmplă. Se întâmplă. Știți, am pomenit de concertul de Mozart, pentru că tu, știu, ai spus că clasicii și acum se cântă foarte... Muzică preclasică, sigur că ai studiat Bach, că toți am studiat Bach, dacă făceam Vioară sau Vivaldi sau mai știu eu ce alte concerte, dar
tu erai foarte, foarte potrivit, uite, pe Mozart, de exemplu. Cum de-ai ajuns de la Mozart la piesa pe care o să le pun telespectatorilor cu cea după la Fontaine? Da. Știi Dar că e un e drum, e un drum interesant, foarte da. lung, pentru E că drum lung, categoric. Mozart, până la urmă, sau creația mozartiană și extinzând un pic creația clasică, muzica de tip clasic, structurile muzicale de tip clasic, reprezintă o anumită stare a psihicului nostru, după care putem să intrăm în perioada romantică, care Da. reprezintă un alt tip, o altă stare. Cea de dinainte, din Renaștere și din perioada Renaziți. preclasică, reprezintă o altă stare. Intrăm în secolul 20, spre secolul 20 deja, sondajele în domeniul psihologic sunt extrem de variate și trăirile psihologice sunt mult mai contrastante. Și datorită situației sociale, care Bineînțeles, era absolut, categoric, categoric, întotdeauna situația sigur. socială a influențat, dar se mai întâmplă și altceva. Și mijloacele de exprimare Sunt altele, s-au sigur, s-au schimbat, s-au schimbat. lărgit. Mozart poate că atunci când a scris, să știu eu, uvertura la Don Giovanni încărcată de mare tensiune, dacă ar fi avut alte mijloace, s-ar fi putut să scrie altfel. Cum ai tu acum calculatoare, chestii, că și asta Nu, te nu e vorba numai ajută. de Dar calculatoare, și e zgomotele care sunt altele, sigur, și sigur. blocurile care arată altfel decât Limbajul muzical. catedrala San Marco, pe care mai. Da. Cum nu ți-ai pus problema la San Marco sau la Milano, la Dom, când am urcat pe Dom și chiar am plâns, când am urcat și Da, am văzut da. un muzeu și pe Dom, nu se Da. poate așa ceva. Da. Bun, le spuneam și copiilor mei, care mă vede, știe că nu mint. Cum vă explicați că în perioada aia, când nu exista lumina electrică, nu existau mașini și toate catedralele astea din Occident sunt un muzeu, toate sunt niște muzee superbe, cu opere de artă care nu o să dispară niciodată, ferească Dumnezeu, dacă zburăm cu pământul, cu tot în aer, se mențin prin timp și totul cu o meticulozitate și cu un bun simț și cu un talent. Și acum se pune un zid lângă un zid, s-a făcut o casă, ne mutăm, ne punem acolo, Mintea vezi? umană găsește soluții pentru Da. fiecare Da, e moment foarte, și se perioada aia, adaptează. renașterea, perioada preclasică, Pe după asta aia, este grozav. aia este perioada, Da, într-adevăr. dacă E Dumnezeu ne-a. fundamentul a tot ce a fost după, știi? Da. Nu? Dacă Dumnezeu ne-a dat ceva, este conștiința. Conștiința cu care putem să ne adaptăm mai bine vieții pe care o trăim. Celelalte ființe umane care trăiesc nu au această capacitate de a măsura lucrurile și de a se adapta decât datorită genelor pe care le moștenesc. Noi avem pe lângă acestea, avem și această conștiință care ne ajută să alegem care este soluția cea mai bună pentru momentul în care ne aflăm. Nu să ne imaginăm că suntem buricul pământului, dar să ne imaginăm că putem să alegem una sau alta dintre soluții, pentru că putem privi, avem proiecția spre viitor și putem să ne dăm seama ce ne este mai bine. Vezi, tu faci parte din categoria celor care chiar ai fost permanent în contact cu muzica, nu numai să o ascult, ci să creezi muzică. Și iar repet, apropo de telefoane, dacă te chem la telefon și ai treabă, mi-o retezi foarte scurt, mă lași, am treabă, scurt, pentru că într-adevăr, pentru un om care creează, dacă cineva îl deranjează, sigur că îi fug toate ideile și poate să te înjure foarte tare. Ei, sper că nu m-ai înjurat foarte tare. Dar, într-adevăr, momentul creației Există mijloace mai mai simple decât a simple. înjura sau trânti telefonul. Exact. Pur și simplu nu răspunzi. Să răspund. Da. Pentru că momentul creației este un moment divin, după părerea mea. În momentul în care ai creat, ești în contact cu divinitatea. Asta este clar. Să nu-mi scoate nimeni din cap această Da, idee, însă ca să nu încerce că nu-mi scoate din cap există și un nimeni. altceva. Da. Este vorba de capacitatea de concentrare. În momentul în care lucrezi, până la urmă nu e vorba numai de muzică. E În vorba toate de formele foarte. de artă, categoric, Da, nu, dar și nu numai de artă, în și în orice toate domeniu, până la domeniul. urmă, Până sigur la că urmă da. ai o eficiență maximă dacă te concentrezi maxim. Și sigur că în momentul în care tu mergi pe drumul respectiv, ești concentrat pe ceea ce faci și se întâmplă o perturbare
care poate să vină de la un telefon, deci la cineva care sună și așa mai departe, sigur că se produce o deconcentrare. Și în momentul în care te-ai deconcentrat, sigur că se pierde firul continuității și atunci eficiența scade. Categoric. Spune-mi, pentru că, uite, trece timpul și emisiunea e așa de lungă, nu sunt stăpână peste timp, ce mi-ar plăcea să fiu, știi? Asta este, totul e delimitat. Spune-mi, acum tu lucrezi la un requiem, am înțeles. Nu, Requiemul l-am L-ai terminat. terminat. Este un Requiem scris pentru mama mea și Ce frumos, un requiem scris pentru mama urmează. mea. Mozart l-a scris pentru el. Cică, cine poate să știe de ce l-a scris Mozart? Da, Haide să duce vorba de nu, tot. Ce frumos, pur mă. și simplu e un mod de a-i memora prezența, pentru că am ținut cont de anumite, să spunem, de anumite aspirații ale ei și de anumite gusturi ale ei. De aceea Requiemul, îmi place să spun Requiem și nu Requiem și și nu Requiem, Requiem, Requiemul, da? da. Requiemul este o, să spunem, o încarnare sonoră, dacă, deși nu e foarte corect să spun așa, o realizare sonoră a anumitor tendințe și gusturi pe care le avea mama și, bineînțeles, sunt făcute prin prisma mea. Adică e un fel de intrare a ființei ei în ființa mea și reflectare prin sonor. Ce bine îmi pare că ai vorbit despre mama ta, ce ființă superbă era și ce frumos vorbeam noi la telefon câte o oră, două, știi, pe vremuri. Pe, Sau da. da, și stăteam de vorbă mult și, într-adevăr, ce frumos, excepțional, am scris pentru mama mea, care a murit când, Cristi, acum câți ani? De mult, da, 92. În 92 a Nu, murit. 92, în 2002, pardon. În 2002, în Da, 2002. da. Dumnezeu să o odihnească, văd că ții multe icoane în casă, ai candele aprinse, tot timpul le ții aprinse și te E, rogi. nu sunt tot timpul aprinse, dar am o anumită, să spunem, un anumit sprijin în ideea de a lumina. Lumina care trebuie să ne ghideze pe toți și care reprezintă, până la urmă, ideea unui anumit echilibru pe care îl caut în permanență. E frumos. Spune-mi, te rog, și acest requiem, cum Da? spui tu, când crezi că o să fie prezentat telespectatorul publicului? Păi, să sperăm că poate, cât de curând, nu știu cât de curând, L-ai dar dat cuiva să ți-l l-am citească? dat și să vedem acum când o să-l programeze pentru cântat. Unde l-ai dat? Da. Aici în București, din păcate. Vrem și noi să-l ascultăm. Da, păi, sper să fie în București cântat, dar poate să fie și în altă parte, de ce nu? Și la Paris, de exemplu, nu? Sau în Japonia. Sau în Japonia, ai trimis acolo? L-ai trimis acolo? Da, da, Da? da, da. Păi mergem în Japonia, nu? Sigur, Mergem în bineînțeles. Japonia. Da. Ai primit vreo felicitare pentru el până acum? Adică cei care ți l-au citit până acum Da, 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 te-au da. chemat la Am telefon și au spus că e foarte frumos? primit. Da, am primit felicitări din partea comisiei căreia l-am prezentat la Uniunea Compozitorilor. Unde președinte este tot Adrian Iorgulescu. Iorgulescu, Da. un pianist foarte bun și un compozitor bun și el, Da, din da, câte știu da, eu. da. Da, nu mai e ministru la cultură, dar am avut o emisiune cu cineva, chiar am dat-o in memoriam, din păcate, cu cineva din Focșani și nu puteam, era el ministru atunci și acum uitându-mă la emisiune, domnule, nu-mi aminteam cum îl cheamă. Spune, hai, că știi cum îl cheamă. Dom'le, nu știu cum îl cheamă, știi cum îl cheamă? Și după aia m-am adus aminte că îl cheamă Adrian Iorgulescu. M-am întâlnit cu el și cu la o lansare a cărții, la o prezentare a cărții, unei cărți a lui Varujan Bozganian. Acolo l-am cunoscut. Ne-a venit și a fost și fostul nostru profesor de armonie, domnul Mitică Avachian, cu care te mai vezi. Da, sigur Te că da. vezi, el nu prea compune. Nu, El nu el compune deloc, este nu că nu prea compune. muzicolog. El El este este muzicolog muzicolog, și da. pe vremea lui Iosif Sava sau după Iosif Sava a prezentat și el spectacole de la filarmonică din când în când, nu? Da, sigur că perioade în care el era comentator la radio La sau la radio. televiziune sau depinde cum erau transmise. Cum ci se pare această situație neplăcută că de când a murit Iosif Sava sau și dinainte, nu mai știu, nu se mai dau concertele filarmonicii. Înainte erau două, trei posturi de televiziune și vinerea, parcă văd pe mama Dumnezeu să o ierte, în pat, că a stat la mine în ultimii ani, bolnavă, îmi spunea, vezi că la ora 8 începe concertul la filarmonică, nu uita, deschidem televizorul.
Femeie de Da. 80 ceva de ani. Și acum, nu se mai dă, nu se mai pomenește despre concertele de la Filarmonică. Da, se Totul se transmit pune pe seama banilor, că nu sunt la bani. filarmonică nu se, deci nu se transmite concertul de la filarmonică, se transmite concertul de la radio la radio. La radio, dar Da. era atunci în toată țara, pe Da. postul 2, mi se pare, Da. Mai cred că mai TVR există 2 erau concertele transmise în direct. unele înregistrări se mai fac și se mai transmit pe TV Cultural, TVR Mai văd Cultural. și, da, sigur, și cele de la Festivalul Ionescu, tot acolo. Da, însă nu e de vină televiziunea aici. Păi, n-am zis că devine televiziunea. Este de vină lipsa De există bani, dar lipsa s-a atâția banilor bani pentru că furat și rosiți aiurea în lumea asta, dacă nimeni nu mai vrea să facă da. nimic pentru cultura adevărată și pentru educație, și că televiziunea nu e pentru educație, dar atunci pentru ce e, fraților? Ca să vedem toți țiganii care fură din Europa și toate. Nu se poate, nu se poate, este jenant că lumea se comportă în felul ăsta. Da. Cu semenii poftim, pentru că în momentul în care lucrezi într-o televiziune, ai o obligație față de semenii tăi, nu? Da, bineînțeles că ai obligație față de semenii tăi, nu numai când lucrezi în televiziune, Bine, vorbesc tot în primul timpul. rând, categoric, mă refer în momentul Da. în care a apărut, domnule, arată copiilor ceva care să însemne ceva pentru sufletul Sigur lor. că orice acțiune de masă trebuie să aibă și o anumită conotație educativă, pentru Categoric, că categoric. altfel, dacă mergem doar pe ideea că facem numai ceea ce ni se cere, există riscul de a reduce masiv. Adică, cred că aici este o problemă, cât și pe plan mondial, nu trebuie să faci numai ce ți se cere, ci trebuie să și oferi pentru ca celălalt să poată alege. Pentru că nu se Sigur. știe că dacă ceea ce oferi s-ar putea, adică e posibil ca ceea ce oferi să aibă un anumit impact pozitiv și să, în afară de faptul că diversifică posibilitățile, creează și o anumită, anumite modele care pot să Reprezintă ceva pentru lume, dar reprezinte să se ceva creeze pentru. modele Da. adevărate, nu false modele care nu Sigur. folosesc nimănui, ferească Dumnezeu. Că am spus, te uita la mine când am spus că țiganii, da, țiganii care fură, pentru că, de exemplu, eu tot în Atelier Sfântul Ion, anul ăsta n-am dat și îmi pare rău, cer scuze telespectatorilor, am o emisiune cu Ion Voicu, care era și el țigan, tatălui Mădălin Voicu, și pe care o ofer telespectatorilor cu un drag fantastic. Există oameni între oameni. O, El era sigur, o da. capacitate, adică un violinist foarte mare și un om foarte, cum se cade, un om Da, deosebit. sunt Deci eu nu foarte. vorbesc de etnia în sine. Doamne ferește, că și românii sunt unii dintre ei și așa mai departe. Mă refer la cei care ne fac de servicii, că fură, că mint, că tata spunea că cine minte și fură. Și așa este. Cristi, hai să vorbim totuși despre muzica pe care o creezi tu, că așa noi putem să stăm ore în șir, ore în șir, să ne și amintim de o mulțime Da. de lucruri care au însemnat foarte mult pentru noi. Da. Dar, apropo de Requiem, Da. mă plimbam prin Udine într-o seară, nordul Italiei, da? Și am intrat într-o librărie și am cumpărat Requiemul de Verdi, Da. cântat cu Pavarotti și cu Da. alții, pe care sper să-l mai am și l-am prezentat de cât. Explică-le, te rog, copiilor mei, ce înseamnă Requiem? Ce este Requiemul? Requiemul sau Requiemul, cum place Requiemul, să-i slujbă de, mă rog, dar nu spun eu acum, dar spun Da, de e, de o, înmormântare, e, sigur că da, da. sigur că el în sine, Requiemul, reprezintă o mesă, O deci o mesă, o slujbă, da, e o liturghie, care liturghie. se face celor care pleacă în lumea cealaltă. Dar în sine reprezintă o anumită formă de reculegere, de liniștire pentru contactul cu această lume care este lipsită de tensiune. Și bineînțeles că lucrurile acestea au contat foarte mult, atât în, adică în toate tipurile de requiemuri care s-au scris până acum. La Verdi, requiemul este mult mai dramatic decât este la Mozart, deși și la Deși partea Mozart. lacrimoza e foarte dramatică. Da, Lacrimoza este da, partea din da, 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 Requiemul. Da. Verdi, într-adevăr, e este foarte mult mai dramatic. dramatic, Era este, romantic Verdi, da, era era mai mai, da, romantic, mai, avea da.
Și Mozart avea experiența operei și Cum să nu? A fost dar Verdi avea avea mai mai multă experiență a operei. nu, probabil Vedo că avea mai multă inclinație către Mozart acest a scris sinfonii și alte lucruri, dramatism. pe când Verdi este S-a cu dedicat Verdi operei e cu și opera. da. Verdi e cu Față opera. de Requiemul, de exemplu, al lui Fauré, care este, din punctul de vedere al ideii de liniște, Gabriel Fauré. Gabriel Fauré, Fauré, de la sfârșitul secolului al secolul al XIX-lea, XIX-lea, da. care scrie într-o manieră foarte, spunem noi, diatonică, se apropie și foarte liniștită, are o anumită blândețe care ne apropie de ideea de requiem, de De liniștire, liniștire. da. În schimb, Britten, compozitorul din secolul al XX-lea, care scrie după cel de-al doilea război mondial, Requiemul de război, War Requiem. Sigur că limbajul său acolo este mult mai tensionat și mult mai dramatic, pentru că acest Requiem își propune să aducă în memoria omenirii victimele războiului. Și atunci, sigur că nu poate să fie liniștit. Pentru că ilustrează, Bine, pleacă de la ideea se de și război. începuse deja să se compună, pentru că Sigur că expresionismul ăla, de da. exemplu, era chiar că o formă de gândire pentru perioada aia fascistă și așa mai Războinică, departe, categoric. Se bineînțeles, scria deja în stilul ăsta, exacerbarea fixat, sigur, categoric, stărilor categoric, sufletești. categoric. Da. Sigur, muzica, despre muzică se poate vorbi în toate, da, să zic, în toate felurile, uneori și Da. urât, n-ai ce face, asta e că există și muzică despre care Nu nu știu prea, dacă muzica e dar urâtă, nu știu dacă muzica e urâtă, la se ci poate vorbi în toate poate, felurile, am nu, spus, nu, da, da. ci ea poate să reflecte o stare de spirit pe care să nu o iubim. Păi da, spunem, sigur, sigur, spune, muzica trebuie, eu zic, cred că face E parte o din partea oglindă. adevărată a spirituală a omului, din cea mai rafinată trăirea unui om. Așa ar trebui să fie și gândită și concepută și percepută de ceilalți. Depinde acum și ce se oferă, pentru că eu am copii foarte, totul privesc prin prisma elevilor mei, copii foarte talentați, foarte sensibili, dar dacă nu li se oferă, nu li s-a oferit când trebuia un anumit gen de gândire, că și muzica e o formă de gândire, nu? Sigur Da. că e greu să te apropii, e foarte greu, văd că tu vorbești despre clasicism, alea perioadele superbe, renaștere, preclasicism, cu greu poți să-i mai aduci cu atâtea secole în urmă, să și nu le place. Vivaldi, așa, dacă zici de Vivaldi, a, da, anotimpurile, dar atât. Se opresc când spun preclasicism și Da, dar n-am le-am nici. pus, știi că am pus Bach, am pus tocata și fuga. Și unora nu le-a plăcut, dar e tocata n-a plăcut. Mă sperie. Acum adică te sperie. Și am cu imagini din catedrale, cântat la orgă de adevărată în catedrală, E știi? sigur că îi sperie Reacție, da. pentru că nu au în memorie suficiente limbaje asemănătoare. Da, E vorba de limbajul sigur. muzical al timpului. Sigur. Și dacă ai modele ale limbajelor respective prin care treci și le cunoști, atunci sigur că se schimbă percepția. Ceea ce spuneam mai devreme e că apropo de bombardamentul ăsta extrem de violent care există pe toate planurile. Ieșind din stradă sau stând acasă la televizor La sau televizor. privind anumite, știu eu, anumite pagini de internet. Anumite. Da. Cristi, cum se numește piesa care te-a făcut pe tine celebru, pe care ai interpretat-o tu și pe care nu o ai, că vreau să o prezint telespectatorilor, poate că o găsești până plecăm noi. Da, nu știu dacă. Da, este vorba de o piesă pentru voce solo. Se numește Noapte de Mai. Scrisă pe versurile lui Lucian Blaga, este o stare a nopții de mai în care toată natura se aude și în care sigur că vocea încearcă să redea tocmai această imagine sonoră a nopții. Și atunci sigur că e ieșit ieșită din comun această Lucrare, modalitate de a modalitate. se cânta, de a folosi
gura până la urmă, Tu pentru ți-ai că nu e vorba interpretat de singur glas. această Da, piesă da, și am zis da. că s-a cântat în foarte multă În lume. foarte multe Foarte locuri, multă foarte lume. Mult, da, am cântat-o. Eu am făcut și o transcripție pentru altistă, dar, mă rog, piesa este scrisă Tenor? pentru mine, nu, pentru că în piesa aceasta utilizez atât glasul obișnuit, cât și falsetul. Pentru cei care nu știu, falsetul reprezintă acel glas pe care băieții îl schimbă la 14 ani. Și l-ai Și, folosit? și să, dar el rămâne în posibilitatea de utilizare a oricărui bărbat, însă. Trebuie să se forțeze ca să-l Da, nu, folosească la ora altcineva. actuală există se utilizează foarte mult aceste glasuri, pe așa numiții falsetiști sau contratenori, care sunt foarte la modă în cântarea muzicii baroce. Păi, Și da. sunt Deci în muzica Occident, preclasică, ca să da, știe, da, dacă... sunt în Occident, sunt foarte mulți pentru că s-a dezvoltat o școală întreagă. Da? Da, însă, sigur că ceea ce folosesc este alternanța între cântatul acesta de tip falset și cântatul obișnuit. Și Tare mult aș vrea ca să găsești, da, eu sper să dacă nu acum, cel puțin cu ocazie o viitoare. ocazie viitoare să o. Da, eu n-am o înregistrare de care să fiu mulțumit, bine, probabil că niciodată nu o să fiu mulțumit, dar sper să fac o înregistrare suficient de. Bună. Da, și pe care să o pot să te dau Fidelă. sau să. Da. Da, ce vă prezent eu acum, stimați spectatori, după ce om să zic la revedere cu părere de rău domnului profesor, maestrului Cristian Alexandru Petrescu, este o înregistrare făcută de un amator, nu? Da. Este vorba de Festivalul de Muzică Contemporană din anul 2011, unde am prezentat o piesă scurtă o piesă vocală teatru până la urmă, pentru că aici se combină cântatul cu teatrul, pentru voce și percuție, scrisă pe versurile lui La Fontaine. E vorba Fabula. de fabula Corbul și Vulpea, în care, sigur că În care vulpea tu erai și încearcă, corpul și în care eu vulpea, eram și corbul și da? vulpea. Și vulpea încearcă să-i fure cașcavalul corbului, cașcaval pe care îl ținea în gură, lăudându-l ce glas grozav are. Și atunci îi scapă cașcavalul și vulpea îi fură. S-a cam terminat emisiunea, din păcate. O să urmăriți această fabulă, compoziția maestrului Cristian Alexandru Petrescu. Vreau să mai venim, să mai facem și alte emisiuni, că putem face un serial și cum data viitoare ne amintim și din copilărie multe, pentru că avem ce să le spunem telespectatorilor. Îți mulțumim Da, mult, Cristi, cu că ne-ai plăcere. primit la tine și ne Cu mai plăcere. primești, da? Da, sigur că da. Și să dea Dumnezeu să ai un an foarte bun. Vreau să ascult și Requiemul, vreau să ascult și alte lucrări ale tale, pentru că să nu înțeleagă lumea că singura lucrare este Corbul și Vulpea și acest Requiem. Ai compus foarte multe lucrări și Îi spune, corale eu și i-am da. spus valsul cașcavalului. Valsul Pentru cașcavalului. că vulpea valsează ca să fure cașcavalul și atunci face un fel de. Așa-s vulpile astea, Da. valsează ca să fure Da, cașcavalul. Nu da, numai da. vulpile, acum văd că toată lumea valsează ca să Da, aibă acces la o da, bucățică de da, cașcaval. da. La mulți ani, La mulți ani și cele felicitări bune. și să dea Dumnezeu Mulțumesc. să fie bine. Să La dea revedere, Dumnezeu stimați cu bine. telespectatori. Alexandru Petrescu cu valsul Cașcavalului. E, nu e chiar valsul Cașcavalului. E vorba, de fapt, e vorba despre corbul și vulpea. Tot trăiterea Cașcavalului. Ce coadă! Dar ce cașcaval? Dobrogea. Nu mai spun ce. Că n-ați văzut. Mai din profit. Conte. Camembert.
sur un arbre perché. Tenez, en son bec. Hein? Fromage. Le renard. Ah, l'odeur. Alléché. Mitaine. À peu près. Ce langage. Bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur du Corée. Oh, padre. Que vous êtes joli. Joli. Ah, que vous me semblez. Oh. Que vous me semblez beau, comme beau. Sans mentir. Si votre rapport se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix et hôte de ces bois. Thank you.
Bravo!